Păcatele de moarte sau păcatele capitale sunt acelea care izvorăz nemijloci din firea omenească, slăbită prin păcatul strămoșesc. Ele sunt în număr de șapte și sunt rădăcina mai multor păcate. Păcatele de moarte sunt următoarele. 1. Mândria 2. Iubirea de argint sau de bani sau de avere 3. Desfrânarea 4. Invidia 5. Lacomia, 6. Mânia, și 7. Lenea. Ce este mândria? Mândria care, după cuvântul Sfintei Scripturii, zvărăște din inima omului, este prețuirea de sine și este măsura și atitudinea de superioritate sau de dispreț față de ceilalți oameni. Deoarece prin mândrie au căzut îngerii cei răi, cât și cei din tâi oameni, Mândria este privită ca începutul păcatului. Ispita mândriei este foarte întinsă. Nu este credincios care să nu fie ispitit de acest păcat. Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost ispitit spre acest păcat al mândriei de către diavol la începutul lucrării sare în lume, Matei 4, versetele 8-9. Ce urmări aduce păcatul mândriei? Cel ce se lasă cuprins de păcatul mândriei Uită că tot ce are a primit de la Dumnezeu, ne socotește poruncile lui Dumnezeu, se laudă numai pe sine, gră, grăiește de rău pe altul, este fățarnic, se răzvrătește împotriva autorităților și rânduierile roștești. Astfel, din mândrie, întocmai ca dintr-o rădăcină otrăvită, se nasc multe păcate. Sfântul Casian Romanul, vorbind despre acest păcat al mândriei, spune. Patima mândriei întunecă întreg sufletul și îl prăbușește în cea mai adâncă prăpastie. Păcatul mândriei, când pune stăpânire pe bietul suflet, ca un tiran prea cumplit care a cucerit o cetate mare și înaltă, îl dărâmă în întregime și îl surpă până în temelii. Mărturie despre aceasta este îngerul acela care pentru mândrie a căzut din cer, căci fiind zidit de Dumnezeu și împodobit cu toate virtuțile și cu înțelepciunea n-a voit să le recunoască pe acestea venite din darul stăpânului, ci din firea sa. Mântuitorul nostru Iisus Hristos înfierează cu toată tăria păcatul mândriei, arătându-i urmările atât de grele, el spune, Oricine se înalță pe sine se va zmeri, Luca 14, 11. Iar Sfântul Apostol Iacov zice, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, Iacov 4, 6. Creștinul ortodox deci trebuie să se ferească și să se lepede de păcatul mândriei, îmbrăcându-se cu virtutea zmereniei și întărindu-se sufletește prin post și rugăciune. El trebuie să-și amintească totdeauna că toată virtutea și tot ce are el a primit la Dumnezeu, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, ce ai pe care să nu-l fi -l primit, iar dacă l-ai primit, de ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4,7 al doilea păcat de moarte este iubirea de argint. Ce este iubirea de argint sau de bani? Iubirea de argint care izvorăște ca și alte cugete sau gândurile din inima omului, Marcu 7.21, este pofta neînfrânată după bunurile pământești, considerând câștigarea lor drept scopul principal al vieții. Ea se arată pe de o parte din dorința de a aduna avere prin orice mijloace, iar pe de alta prin strădanea de a păstra cu îndărădnicie cele adunate, adică prin zgârcenie. Păcatul acesta se împotrivește dreptății și îndurării, aducând mari pagube semenilor noștri. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu multe dureri. 1 Timotei 6.10 ce urmări aduce iubirea de argint? Iubirea de argint sau de bani sau de avere naște pofte nesățioase, atâță patim duce la înșelăciune, furt, minciună, jurământ strâmb, nedreptate, apăsarea semenilor săraci și departare de Dumnezeu. Dumnezeu spune în Evanghelie unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Matei 6,21 Iubirea de argint sfârșește uneori cu sinuciderea sau moartea celui ce și-a lipit inima de avuție, precum arată cazul lui Iuda, cel care a vândut pe Mântuitorul pentru 30 de arginți. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe Apostolul Timotei. Celor bogați în viacul de acum poruncește să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu care ne dă cu belșug toate spre îndulcerea noastră. 1 Timotei 6,17 Iubirea de argint sau de bani sau de avere fiind o piedică în calea mântuirii, creștinul ortodox trebuie să lupte împotriva ei cu virtutea cumpătării, a dreptății și îndurării, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Al treilea păcat de moarte este desfrânarea. Desfrânarea este lăsarea cu totul în voia poftelor trupului care se ațăță în noi prin simțurile noastre. Ea izvorăște din inimă, Marcu 7.21, și se se vârșește în însuși trupul nostru, ducând la rătăcirea rândurilor firii așezate de Dumnezeu. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune, Fugiți de desfrânare, orice păcat pe care îl va săvârși omul este afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. 1 Corinteni 6,18 Pricina pentru care creștinul ortodox trebuie să se păzească de desfrânare o arată tot Sfântul Apostol Pavel prin cuvintele Sau nu știți că trupul vostru este templul al Duhului Sfânt care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu preț? Slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, 19, 20 Prin desfrânare izvorăsc cugetere necurate, distrugerea vieții familiale și nepăsarea față de nevoile celorlalți semeni. De aceea desfrânații sau curvare nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, 9 Datoria creștinului ortodox este ca prin post și rugăciune să lupte împotriva acestui păcat, să alunge gândurile necurate din cugetul său, să privească doar la lucrul dumnezeiești și să fugă de tovarășia celor desfrânați. Al patrulea păcat de moarte este lăcomia. Ce este lăcomia? Lăcomia este pofta nestăpânită de a mânca și de a bea peste măsură, este un păcat al trupului, Galaten 5.19. Lacomul face din mâncare și băutură ținta vieții lui, uitând că acestea sunt numai mijloace de întreținerea a vieții. Aceasta se întâmplă ori de câte ori credinciosul ortodox uită că are un rost mai înalt în viață, o chemare sfântă de îndeplinit. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă. Nu duceți grijă spunând ce vom mânca, orice vom bea, orice vom bea, oricu ce ne vom îmbrăca. Că după toate acestea se străduiesc neamurile. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Matei 6, 31-33 Iar Sfântul Apostol Pavel spune ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. 1 Corinten 10.31. La fel, Sfântul Ioan Casian Romanul spune De bucate sau mâncăruri numai atât să ne slujim cât să trăim, nu ca să ne facem robi poruncilor poftei. Primirea hranei cu măsură și socoteală dă trupului sănătate și nu îi ia sfințenia. Ce păcate se nasc din lăcomie? Din păcatul lăcomiei se nasc. Pofta trupească, petrecerile necuvincioase, îngrijirea numai de sine sau egoismul, defăimarea aproape lui, exploatarea lui, certurile, mâniile, diferitele boli, întunecarea minții, pierderea cinstei, nepăsarea față de cele sfinte și tot felul de fără de legi. Datoria creștinului ortodox este să lupte împotriva lăcomiei prin virtutea cumpătării, prin post și rugăciune. Al cincelea păcat de moarte este invidia. Ce este invidia? Invidia sau pisma este păcatul care ia naștere în inima omului, Marcu 7.21, și care prilejuiește părere de rău pentru binele aproape lui și bucurie pentru nenorocirea și suferința lui prin invidie se păcătuiește față de Dumnezeu și față de aproapele. De aceea Sfânta Scriptură ne atrage atenția spunând Unde este invidie și zavistie, acolo este neurânduială și orice lucru rău. Iacov 3,16 Ce păcate se nasc din invidie? Din invidie se nasc ura, clevetirea, vicleșugul, înșelăciunea, uciderea precum și slăbirea puterilor sufletești și trupești ale celui plin de invidie. De asemenea, invidia duce și la depărtarea de Dumnezeu, căci năbușă dragostea curată față de el și față de aproapele. Zavistia sau invidia face pe oameni mai răi decât orice șarpe veninos. Creștinul ortodox bun se ferește de acest păcat. El nu invidiază pe omul harnic și vrednic, spornic în toate cele bune, ci se ostenește să-i urmeze pilda. Alungarea invidiei din suflet aduce după sine pacea și bucuria, pe care însă nu le cunoaște cel stăpânit de invidie. Al șaselea păcat de moarte este mânia. Ce este mânia? Mânia este supărarea cu ușurință pentru orice lucru și pornirea de a ne răzbuna asupra celor care ne-au pricinuit vreun neajuns. Mânia este și o lipsă a dragostei, căci dragostea nu se aprinde de mânie. 1 Corinteni 13,5 Sfântul Casian Romanul, vorbind despre mânie, zice că mognind mânia tăinuită în inima noastră și orbind cu tulburări întunecate ochii inimii, nu putem dobândi puterea de a deosebi cele ce ne sunt de folos, nici pătrunderea conștiinței duhovnicești. De asemenea, nu putem păzi de săvârșirea sfatului bun și nu ne putem face partaj vieții adevărate, iar mintea noastră nu va ajunge în stare să privească lumina dumnezeiască. De aceea sfântul apostol Iacov îndeamnă pe necredincios să fie zăbafnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu Iacov, 1.19.20 20 Mântuitorul însuși ne spune că tot cel ce se mânie pe fratele său vrenic va fi de o sândă. Matei 5.20 Astfel, din orice pricină ar porni mânia, ea trebuie potolită, căci orbește ochii sufletului și duce la fapte rele, precum l-a dus pe Cain la uciderea fratelui său Abel, facere 4.4.8. Creștinul are datoria să se ferească de păcatul mâniei și să lupte împotriva ei cu virtutea blândeții, zmereniei și dragostei către aproapele. Pildă să-i fie însuși mântuitorul care în loc să se mânie pe cei care îl huleau și îl scuipau, se ruga pentru ei zicând, Părinte, iartă-le lor că -și nu știu ce fac. Luca 23, 34 Îndreptățită este numai mânia împotriva gândurilor ele, Mânia împotriva patimilor și a păcatelor, precum și mânia împotriva lenei, din cauza căreia au drăslesc o seamă de păcate. Aceasta este mânia sfântă de care a fost pătrun și Sufletul Mântuitorului. Al șaptelea păcat, capital sau de moarte, este lenea. Ce este lenea? Lenea este nepăsarea față de împlinirea datoriilor și dezgustul pentru muncă, fie cu brațele, fie cu mintea. Lene aduce după sine slăbirea puterilor sufletești și trupești, lipsă de cele trebui vieții, îndemnă la furt, pricină de ceartă și uitarea de Dumnezeu. Sfânta scriptură are cuvinte foarte aspre pentru păcatul lenei sau trândăviei, arătând că cei leneși vor fi aruncați în întunericul cel ve veșnic, Matei 25-26-30. Sfântul Apostol Pavel spune, dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. 2 Tesalonice 3.10 Și tot Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă pe toți, nu fiți leneși, ci următori ai celor ce prin credință și îndelungă răbdare moștenesc făgăduințele. Evrei 6.12 să vedem cum putem scăpa și de mânie și de lene. Mânia este o mișcare a inimii mândre. În toată vremea cel mândru se simte trecut cu vederea, disprețuit și nedreptățit de către semenii săi, chiar și când aceștia nu-i fac niciun rău. Cel mânios ține minte răul și dorește să se răzbune pe cel pe care îl supără, încălcând chiar legea talionului care nu duia acelui nedreptățit să-l pedepsească pe cel vinovat mai mult decât acela a greșit. Inima care iubește nu se poate mânia după cuvântul Sfântului Apostol Pavel care zice că dragostea nu se aprinde de mânie, 1 Corinten 13,5. La fel, Sfântul Apostol Iacov spune să știți, iubiții mei frați, orice om să fie zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Cel cuprins de mânie să alerge la spovedanie cu multă zmerenie, să postească și să ceară lui Dumnezeu puterea de a ierta și de a fi blând cu cel care i-a greșit. Când ne cuprinde mânia să rostim cu stăruință cuvintele Mântuitorului Părinte, iartă lor că nu știu ce fac. Mânia este înfrântă de cuvântul lui Dumnezeu care dorește ca toți să-i fim fi. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru celui din ceruri, că El face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni, și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei 5, 44-45 Lenea încalcă porunca iubirea proapelui. Cel leneș profită de cei de lângă el și nu socotește eforturile lor. Munca, deși este o pedeapsă dată omului, este de mare preț înainte lui Dumnezeu, căci prin muncă omul își asumă condiția de slujitor al lui Dumnezeu și al semenilor săi. Lenea trage după sine cârtirea, nemulțumirea, cearta, furtul și alte asemenea căderi. Lenea sau trândăvia este suficientă pentru a-l împiedica pe om să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pe cel lene și îl ceartă Dumnezeu când zice în Evanghelie. Slugă vicleană și leneșă, știai că se unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat? Se cuvenea deci ca tu să pui banii mei la zaraf și eu venind aș fi luat acestea al meu cu dobândă. Luați deci de la el talentul și dați-i celui care are zece talanți, căci tot celui ce are -i se va da și va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are -i se va lua. Iar pe sluga cea netremnică aruncați-un într-un tunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Matei 25, 26, 30 Până și sfinții au fost aspri cu cei leneși urmând cuvântul Sfântului Apostol Pavel care zice Dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Căci auzim că sunt unii la voi care omblă fără rânduială, ne lucrând nimic, ci scodind. Dar unora ca aceștia le poruncim și rugăm în Domnul Iisus Hristos ca să muncească în liniște și să-și mănânce pâinea lor. toite Tesalonice în zece. Lenea se tămăduiește prin ascultare și muncă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în locul celor șapte păcate să punem șapte virtuți. Și anume, în locul mândriei să punem zmerenia și umilința, în locul iubirii de arcinți, de bani sau de avere să punem milostenia și dragostea față de aproapele, în locul de să punem în locul ei curăția și viața curată și sfântă, în locul invidiei să ne bucurăm pentru cei care le merge bine și să nu fim invidioși, în locul lăcomiei să punem echilibru în mâncare, în locul mâniei să încercăm să fim blânzi, răbdători și iertători, și în locul Lenei să punem sporul în toate, să fim, să fim mai activi, să ne rugăm, să postim, să fim buni și să fim săritori, să-i ajutăm pe ceilalți din casă, din familie și din societate. Amin!